Modul sănătos de viață reprezintă viața omului în întregime. La inițiativa Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, în satul Citulești va fi construit un centru de sănătate. Deci, în colaborare cu primarul comunii, consilierii, am precăutat un plan ca să fim de folos consătenilor în ceea ce privește sănătatea, fiindcă sănătatea este cel mai principal. De asemenea, am luat legătură cu Centrul de Medicină Preventivă, care are sediul în Sărata Nouă, pregătește tineri care lucrează în domeniul acesta și am venit aici cu o echipă de tineri ca să putem ajuta pe oameni să înțeleagă bazele sănătății, cum se păstreze sănătatea, ce să facă ca să poată să prevină diferite îmbolnăviri, fiindcă e cel mai ușor să pierzi sănătatea și după aceasta să o recapiți este foarte greu. Sănătatea e tot ce contează. Astfel crede și conducerea satului, care a susținut propunerea dată în construirea acestui centru pentru toți consătenii, dat fiind faptul că controlul este oferit gratis. Vreau să spun că, în primul rând, și tradiția și la noi cu mulți ani în urmă a fost un centru de sănătate cu staționar de zi. Și în ultimii, aș spune chiar ultimii 8 ani, în această clădire care este deja, nu se mai supune reparației, a fost comisie care a dat avizul că nu se mai supune reparației și de aceea este nevoie pentru construcția unui centru nou de sănătate. Am apelat împreună noi, administrația publică locală, împreună cu medicul centrului de sănătate, Consiliul Local, am apelat către Ministerul Sănătății, au fost comisii de lucru care într-adevăr s-a decis că este necesar de a construi un nou centru de sănătate. Cu această ocazie, în vizită a fost Ministrul Sănătății, care a explicat oamenilor despre beneficiile unui astfel de centru. Important, am vrut să văd deci, unde va fi construit noul centru de sănătate, fiindcă el este inclus în proiectul Băncii Mondiale pentru construcția unui centru nou de sănătate. M-am întâlnit cu primarul, am discutat despre proiectele sociale pe care le avem și cel mai important, am avut un dialog de suflet cu oamenii de aici, din Citulești, care sunt oameni. Care este părerea oamenilor, rămâne de văzut. În satul Ciutulești e nevoie de un centru medical, anume în ce privință copiii, maturii, toți și-ar întrema sănătatea. Deci, sperăm și dorim ca noi la Citulești, anume, să fie deschis un centru de sănătate. Orice om, de la mic până la mare, are nevoie de sănătate, nu atât poate de a strata cât are de nevoie ca să ducă un mod de viață sănătos care îl propagă lucrătorii medicali. Același sănătate, vaccine, tot ce este legat de viața omului. Cea mai de preț bogăția omului este sănătatea, pe care trebuie să o protejăm și să o respectăm din plin. Aibă grijă de sănătatea lor, să se debaraseze de vicii. În primul rând, suntem în anul de luptă cu tabacismul, știți despre asta, este o declarație a ONU. Și să ne lăsăm toți de fumat, că de asta va depinde sănătatea noastră, să ne debarasăm de alt viciu, cum este abuzul de alcool. Eu accentuez abuzul de alcool, fiindcă alcoolul este un produs alimentar, dar dacă este folosit în abuz, face foarte prost sănătății. Venim cu sfaturile de a avea o viață echilibrată. Înlătura lucrurile care dăunează sănătății, a munci cu socoteală, să ne odihnim la timp, să mâncăm la timp, să folosim apa, fiindcă noi avem, spre deosebire de alte locuri, avem apă sănătoasă, care nu totdeauna o folosim și toate lucrurile acestea împreună și cel mai principal să scăpăm, să ne eliberăm de acele emoții negative care ne cauzează stres, nervi și acestea distrug cel mai mult sănătatea. Țineți cont de sfaturile date, pentru că doar având grijă de voi, vă veți simți sănătoși.